Statele Unite vor încheia războiul din Irak anul acesta. Însă, paradoxal, acest lucru nu înseamnă că militarii vor părăsi țara din Orientul Mijlociu. We are moving to a phase not where we are ending our partnership. We are maintaining a presence in Iraq with a different mission, and one where we feel we can continue to be quite constructive in fighting ISIS and fighting the dangerous threats from Iranian proxies. 2500 de soldați americani se mai află în Irak în acest moment. Președintele Joe Biden s-a întâlnit la Casa Albă cu prim-ministrul Irakului și a confirmat că trupele Statelor Unite rămân pe poziții. I'm happy here in Washington to discuss the future of our nation. America, they help Iraq. Together we fight and feed ISIS. I think things are going well. It's just to be available to continue to train, to assist, to help, and to deal with ISIS as it arrives. But we are not going to be by the end of the year in a combat mission.